Cei doi nu erau iubiți și mai mult, adolescenta de 15 ani susține că este victima tânărului de 22 de ani. Acesta ar fi obligat-o de un an de zile să întrețină relații intime cu el sub teroarea amenințărilor și a bătăii. Bărbatul le-a spus jandarmilor că este nevinovat și că fata ar fi fost de acord tot timpul să se vadă cu el în scările blocurilor. Știi câți ani are fata? 15 ani? Da, ea mi-a spus că are și... Așa, de când întreții raportul sexual cu ea? De câte ori ai bătut-o? Nu am bătut-o, de Acum bătuși? Nu bătuși, să spună ea. Știi câți ani are? 15 ani. Știi că e infracțiune raportul de întreținere a relației sexuale cu minore? Seara trecută, vecinii care locuiesc în blocul unde cei doi obișnuiau să se vadă au chemat jandarmii când au văzut scenele amoroase de la ei din scară. Aceștia l-au dat pe bărbat pe mâna anchetatorilor care vor stabili dacă acesta este vinovat de viol sau nu. În urma unei sesizări primite, echipajul de intervenție al jandarmeriei Mehedin s-a deplasat în scara unui bloc din municipiul Drobeta-Turnu Severin, unde a surprins un tânăr de 22 de ani în timp ce întreținea relații sexuale cu o minoră de 15 ani. Continuând cercetările, jandarmii au stabilit faptul că minora întreținea de aproximativ un an de zile acte sexuale cu tânărul. Se pare că minora a fost raculat de către persoana în cauză încă din anii din gimnaziu. Din verificările efectuate și din declarațiile date de ambele părți, se pare că persoana în cauză avea relații sexuale cu minora de aproximativ un an de zile. Aceasta, neanunțând organele în drept și pe părinții acesteia, din cauza amenințării celui în cauză. Tânărul de 22 de ani este acuzat de întreținere de raporturi sexuale cu o persoană minoră, iar dacă se va dovedi că aceasta era obligată să întrețină astfel de relații împotriva voinței sale, bărbatul riscă pedeapsa cu închisoarea.